Micuții elevi de la Școala Generală Constantin Negreanu au sărbătorit Ziua Mamei cum nu se putea mai frumos, printr-un program artistic, dar și prin realizarea de felicitări pentru ființa care le-a dat viață, în cadrul unui atelier de creație care a avut loc la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Ziua Femeii este celebrată în fiecare an la data de 8 martie, iar pentru cei mai micuți, cine poate fi cea mai importantă ființă, dacă nu femeia care i-a adus pe lume? Micuții școlari au participat la un atelier de creație, unde au realizat felicitări pentru cea mai dragă ființă. Ce ai făcut aici? O floricică? O floricică pe o floare mai mare. Și o buburuză. Da, este o buburuță sau gărgăriță. Care este un îngeraș? Fac o felicitare pentru mamă. Cum te-ai gândit tu să faci această felicitare? Cum să arate? Frumoasă. Pentru mami. Pentru ziua mamei, da? Da. Și ce te-ai gândit să scrii în ea? M-am gândit să scriu te iubesc mult, mami. Și cum te-ai gândit să arate? Văd că ai acolo o floricică. Ia uite. M-am gândit să arate pe modelul mami. Ela. Adică frumoasă, nu? Este o tradiție pentru cei de la Muzeul Regiunii Porților de Fier să realizeze ateliere de creație cu prilejul zilei de 8 martie, iar astăzi micuții de la Școala Gimnazială Constantin Negreanu au avut un moment artistic presărat cu declarații pentru cea mai dragă ființă. În fiecare an, la data de 8 martie, noi sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. Astăzi, la Muzeul Regiunii Porților de Fier, avem ca invitați elevii clasei 1A de la Școala Gimnazială Constantin Negreanu. Ei s-au concentrat astăzi atenția pentru a crea felicitări cu mesaje adresate ființelor cele mai dragi, mama. Apoi, ei ne vor încânta cu un scump program artistic de cântece și poezii dedicate ființelor dragi. Copiii au recitat cu drag poezii cu ocazia zilei de 8 martie, iar emoțiile se puteau citi pe chipurile lor inocente. Mamă dragă și iubită, primăvara-i ziua ta, tu mereu ești lângă mine la nevoie, mama mea. Îți doresc doar zile bune, tot ce mai frumos pe lume. Tu ești cea mai bună mamă, lângă tine nu am teamă. Mami, azi e ziua ta, ghiocei, dar ți-o-i da obrazul de mirsăruș și ochișorii mei micuți. Să primești, mămica mea, darul meu de ziua ta și o să fiu cea mai cuminte de asta să-ți aduci aminte. Pe dragul tău pământul e ghiocei de plin și vin cocorii din zare și cerul e senin. Și întâiul fier de iarba a răsărit în prag și mugurește pomul să-ți fie ție drag. Învață-mă ce-i bine, ferește-mă de rău, iar eu voi crește vrednic și bun de dragul tău. Astăzi, împreună cu clasa 1 de la Școala Constantin Negreanu, am realizat un mic program artistic și atelier prin care copiii au confecționat felicitări și ornament pentru Ziua Femeii. Pentru Ziua Internațională a tuturor femeilor, dar pentru noi, cea mai importantă femeie din viața noastră este mama. Iar copiii astăzi lucrează cu drag un aranjament pentru mama. Copiii sunt extrem de bucuroși de fiecare dată când realizează activități extrașcolare, mai ales cele realizate în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, unde sunt întâmpinați mereu cu căldură, fiind numiți copiii muzeului, deoarece Școala Generală Constantin Negreanu se află în vecinătatea muzeului.